Continuăm seria lecțiilor cu o lecție ce ține de particularitățile temperaturii corpului la animale. Această lecție este destinată elevilor de clasa a 6-a. Cu o parte dintre ei am mai studiat aceste noțiuni. Nu e nicio problemă. Cei care deja știu despre aceste lucruri le revăd și încearcă să rețină din nou ceea ce au studiat la clasă împreună cu mine. Așadar, să știți că există animale care se numesc animale cu sânge rece și animale care se numesc animale cu sânge cald. Nu știu dacă țineți minte, dacă ați mai auzit de aceste tipuri de denumire ale animalelor. Și despre asta o să facem, o să studiem noi astăzi. Ia să vedem. În limita în care mă lasă și prezentarea. După temperatura sângelui, spunem noi, animalele sunt de două tipuri. Animale cu sânge rece, spuneam, și animale cu sânge cald. Animalele cu sânge rece, în această categorie includem peștii, amfibienii și reptilele. Sângele lor, să știți că are temperatura mediului. Mă rog, devin mai calde, să spunem, sau mai reci, în funcție de temperatura exterioară. Astfel de animale se numesc poichiloterme. Poichiloterme pentru că își modifică temperatura în funcție de temperatura care este la exterior. Așadar, iată, aici includem pești, amfibieni, reptile. Aceștia au temperatura variabilă, deci se numesc poichiloterme, deoarece au un mecanism de producere și păstrare a temperaturii corpului lor. Le place de altfel să trăiască în zone destul de călduroase. Nu o să vedem reptile în zona antarctică, în niciun caz, da? Dar ia să vedem totuși ce se întâmplă în zona temperată, unde există reptile. Ce se întâmplă cu ele iarna? Ne-am pus această întrebare. O situație problemă. Iată, ce se întâmplă cu reptilele, cu șopârlele, da? Ce se întâmplă cu ele iarna? Păi, e simplu, ele intră într-un proces de hibernare, adică își reduc toate funcțiile la minimum, astfel încât ele devin aproape moarte, să spunem, sau în ghilimele, în gheață, după care urmând, atunci când condițiile devin bune, să se dezghețe primăvara, în ghilimele spus așa, da? De exemplu, peștii. Comportamentul peștelor este influențat de temperatura apei. Cum ar fi, unii pești sunt activi la 7 grade Celsius, iar alții pești, cum este crapul, este activ la 29 de grade Celsius. Deci, iată, unii pot fi activi la temperaturi mai mici, alții la temperaturi mai mari. Broaștele, de asemenea, în timpul iernii hibernează, își reduc mult toate funcțiile, își reduc temperatura corpului, respirația, bătăile inimii. Intră în hibernare, urmând ca primăvara să revină la normal. Reptilele preferă de obicei temperaturile ridicate, da? Deci o să întâlnim reptile de obicei în zonele cu temperaturi ridicate. Există însă și reptile, cum ar fi o reptilă din Noua Zeelandă, dacă nu mă înșel, care poate trăi și la temperaturi mai mici de, nu știu, 4 grade Celsius. Șerpii, care reprezintă o altă categorie de reptile, nu se întâlnesc, de exemplu, în zonele foarte reci, cum este Antarctica, deoarece temperatura este prea scăzută pentru a supraviețui. De regulă, în timpul iernii, șerpii hibernează. Și ca să încheiem categoria reptilelor și a acestor poichiloterme sau animale cu sânge rece, crocodilii, care știm că au inima formată din 4 camere și sângele, cu toate că e din 4 camere, ajunge tot amestecat din cauza unor, mă rog, sunt niște formațiuni acolo care nu sunt închise complet. De asemenea, și ei hibernează iarna. Bun. Activitatea, am spus că depinde de căldura mediului în care trăiesc. În imagine avem o șopârlă care
Iată cum se încălzește pe o piatră la soare. În prima imagine putem să vedem cum șopârla se încălzește. În momentul în care și-a încălzit corpul, da, acest lucru se întâmplă datorită unui mecanism și datorită sângelui care ajută, iată, la mărirea acestei temperaturi. Apoi se ascunde la umbră când e foarte cald, iată, și ea se adaptează situației, vânează rar și rezistă mult timp nemâncată. Astfel ea poate să supraviețuiască. A doua categorie de animale sunt animalele cu sânge cald, cum suntem și noi oamenii. Aici includem păsările și mamiferele. Ei își pot genera căldura proprie chiar și atunci când este rece afară. Animalele cu sânge cald au de obicei aceeași temperatură a corpului. Ele se numesc homeoterme. În cazul acesta, homeoterme. Am văzut animalele cu sânge rece, se numeau poikiloterme. Acestea se numesc homeoterme. Ele își păstrează temperatura corpului constantă, indiferent de mediu. Păsările sunt animale homeoterme cu sânge cald, dar și mamiferele, printre care ne încadrăm și noi oamenii. Temperatura corpului acestor organisme este constantă. Păsările, de exemplu, au temperatura corpului de 42 de grade Celsius, iar mamiferele și noi au temperatura corpului 37 de grade Celsius. Inima păsărilor, de exemplu, vă mai spun câteva curiozități, e destul de mare, fiind cu atât mai mare cu cât specia este mai mică, culmea. De exemplu, la pasărea colibri, inima bate de peste 1200 de ori pe minut, foarte mare, da? La păsări, temperatura corpului, ziceam că este de 42 de grade Celsius și... nu vă mai dau detalii legate de cum bate inima, de tensiunea arterială. Ce pot să vă spun este că animalele care trăiesc în zone cu temperaturi foarte joase au niște adaptări speciale. Vă lansasem o întrebare ora trecută și ați avut să vă gândiți să dați un răspuns la această întrebare. Întrebarea era de ce pot anumite animale să trăiască în zonele foarte reci. Răspunsul era foarte clar, că avem aceste animale au adaptări pentru a trăi în aceste zone reci, cum ar fi blana, cum ar fi un strat de grăsime foarte bine definit la nivelul organismului, da? Prezintă adaptări pentru a putea trăi în zonele reci, ca să nu înghețe. Le permite să aibă temperaturi destul de ridicate, da? A corpului, ca să poată să trăiască astfel așa. Temperatura corpului la mamifere, spuneam că e 37 de grade Celsius, o să întâlnim în anumite materiale că este de între 36 și 38 de grade. De exemplu, echidna, care este un mamifer inferior, trăiește în Australia și are temperatura corpului de 30-31 de grade Celsius. Da? Iată, avem și o excepție. Sau lupul arctic, cel care se găsește în zonele cu temperatură foarte joasă, are temperatura corpului de 42 de grade Celsius și îi permite să trăiască la temperaturi mai mici de minus 40 de grade Celsius. Wow, da? Vorbim de temperaturi foarte mici. Inima unui mamifer reprezintă 0,1-0,4% din masa corpului. Iată, nu e o inimă foarte mare. Noi spuneam că inima noastră este cât pumnul nostru. Aici avem o... Vă pregătisem eu niște întrebări să fac o scurtă evaluare a lecției de astăzi. Din păcate nu putem să facem acest lucru, vă las un pic materialul să-l vizionați, poate puteți să răspundeți la ele dacă vă interesează, dacă nu le găsiți și în mediul online, pe manualedigitale.ro. Avem aici noțiuni despre hibernare. Ce înseamnă hibernare? O stare de amorțeală, de viață latentă, asemănătoare cu somnul, în care unele animale petrec iarna
când metabolismul este încetinit și temperatura corpului scăzută. Și mai sunt detalii legate de știați că inima girafei cântărește aproape 11 kg, este foarte puternică deoarece trebuie să pompeze sânge la cap, aflat la mare distanță de inimă. Și ne mai spune că cu cât este mai mare animalul, cu atât mai rar bate inima lui. La balena albastră, inima bate de 5 ori pe minut. Știm că la noi bate de 70 de ori pe minut. Am făcut deja un experiment la clasă. Și cu asta încheiem capitolul circulației și ceea ce va urma va fi o scurtă, sper eu să fie scurtă, vom vedea, recapitulare a capitolului cu circulația. Și bineînțeles va urma o fișă de lucru sau vom vedea noi cum vom putea concretiza tot ceea ce am făcut împreună ca să avem și un material fizic pe care să-l băgăm în acel portofoliu de care vorbeam. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ne auzim la următorul filmuleț.